Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Ioana Popescu a dezvăluit recent că printre cei care i-au căzut victime se numără și celebrul artist Dan Bittman. S-au scos la iveală discuțiile erotice dintre celebrul solist al trupei Holograf și fosta jurnalistă Eu stau în Berceni. Brâncoveanu, poate ai drum zilele astea. Pup, lasă-mi o adresă, dacă ești prin zonă mâine, dă-mi, te rog, un semn. Zonă, adică București. Pup, mâine plec la Călăraș. Aș fi vrut să fiu, have fun. Vedem săptămâna viitoare. Poate avem timp atunci. Pupici dulci și superb ca vocea ta. După acest schimb de replici, Ioana Popescu nu s-a lăsat și l-a abordat pe artist într-o altă zi cu o fotografie în care apare foarte sexy. Hai la mine, hai tu la mine. Am făcut 4 feluri de mâncare, nu. Tu la mine. Eu n-am mâncare. Dormi la mine, se întinde cântărețul, unde ești? Eu sunt Berceni, ajung cam în 40 de minute, e foarte departe, da, dar merg acasă, în Herăstrău, aaa. Oricum, departe, știi, departe, de ce, ce vrăjitor ești tu? Dar și eu sunt vrăjitoare, să știi, știu, așa că vii, și discuțiile dintre cei doi au continuat în repetate rânduri, mă revanșez eu, te rog, fă o dată, da, dar stai să vezi, când vin, nu o să mai plecă. Am bomboane, am vin rose, am sex oral, sex oral. E un fapt fără precedent. Așa e, nici eu nu știu exact cum arată. Dan Bittman și Ioana Popescu continuă discuțiile erotice la care adaugă poze care mai de care mai de ochiate. După ce devoratoarea îi trimite o poză sexy, artistul îi răspune, așa frumusețe, fă-mă. Mai vreau alea sexy, scoatele de la naftalină, devoratoarea, azi aștept 2 curieri. Până în 14.00, 15.00, mi-au zis că ajung. Vorbim după, meme, curieri, ce primești, lingerie sexy? Deci, o plată pentru că am vândut o rochiță și o oglindă și un covor comandate. Îți arăt bonurile, nu vreau să mă arăți decât pe tine. Hai, încă una goală din arhivă, asta de dimineață am făcut-o acu, ca să știi. E proaspătă. Dar stai să caut ceva, dă-mi-te la sărut, e frumoasă, dar prea întunecată îl pari înaltă. Dă-mi-o la sărutat, să-ți olin un pic, pentru că-s foarte bine proporționată. Am făcut gimnastică în generală. Și atletism, picioare frumoase. Hai, desfăte să te văd, după asta, mă duc să-mi fac o cafea. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.